Situația epidemică din țară devine tot mai tensionată. Potrivit autorităților municipale, în Chișinău nu mai sunt locuri libere în spitală pentru a fi tratați pacienții cu COVID-19. În acest sens, la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Trăime au fost reactivate 30 de patru pentru pacienții testați pozitiv la coronavirus. Astfel, capacitatea instituției medicale va fi de 300 de patru pentru profilul COVID. Locuri libere nu au mai rămas nici la Centrul COVID-19 Chișinău de la MoldExpo. Aici a fost activat al treilea pavilion cu o capacitate de 80 de paturi. În acest pavilion pacienții suspecți de la noul virus vor trece triajul. Totodată, cele două pavilioane care deja funcționează vor fi transformate în zone de staționar, unde vor fi tratați pacienții deja diagnosticați cu COVID-19. Astfel, Centrul COVID-19 Chișinău va avea în total 420 de locuri pentru pacienți. Totodată, Ministerul Sănătății anunță că alte, câte 20 de paturi vor fi activate în spitalele raionale din Ialoveni și Criuleni, iar Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile a fost suplimentat cu încă 25 paturi. Autoritățile din sănătate trag alarma și susțin că numărul pacienților cu COVID-19 în stare gravă și foarte gravă este în creștere, iar perioada de tratament în cadrul spitalelor este mai îndelungată, ceea ce sporește presiunea asupra sistemului medical. Totodată, potrivit autorităților municipale, numărul de cazuri noi este în continuă creștere, iar după o perioadă de câteva săptămâni, problema insuficienței de paturi în spitale a devenit din nou actuală.